De-a lungul anilor am fost obișnuiți cu ideea că din sorg sunt confecționate măturile pentru gospodărie. Însă planta dată în prezent se înscrie în lista culturilor agricole energetice. Savanții din țara noastră de mai mult timp au atenționat asupra faptului că avem hibrizi a acestei plante creați la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, din care poate fi obținut biogaz și bioetanol. La biogaz merge toată masa. Astăzi noi avem colegi în România care de acum masa aceasta o introduc într-un spațiu și în timp de 24 de ore ei obțin de acolo ori singaz, biobenzină până la 13 tone de pe un hectar, ori bioetanol până la 18 tone de pe un hectar. Acest hibrid a fost creat cu mulți ani în urmă, însă nimeni dintre antreprenori, din păcate, nu s-a arătat entuziasmat de ideea de a obține biocarburanți din sorg zaharat. Apropo, planta dată se caracterizează printr-o rezistență sporită la secetă. Este nepretențioasă față de fertilitatea solului și suportă temperaturi înalte ale aerului. În timp de 120 de zile, atinge înălțimea de 4 metri, 4 metri 20. Țara noastră nu are alte resurse energetice, iar din acest motiv ar trebui să luăm în considerație faptul că există alternativa de a obține biocarburanți din sorg zaharat, susține Gheorghe Moraru. În Uniunea Europeană foarte multe stânții lucrează la producerea biogazului din porumb, care are de 2 ori mai mică productivitatea masei vegetale de pe hectar. În cazul sorgului zaharat, însă, avem șansa de a recolta de pe aceeași suprafață un volum de masă organică de 2 ori mai mare decât în cazul porumbului. Denotat că din tulpinele de sorg zaharat mai poate fi obținut și sirop. Apropo, în Statele Unite ale Americii, acesta este comercializat în magazinele unde se vând produsele naturiste. Actualmente, un kilogram de sirop de sorg din cultura aceasta pe piața se comercializează de la 10 până la 17 dolari. Acel sirop este similar cu mere de albini. Tot aceeași concentrație de glucoză, fructoză, saharoză, ele sunt proporție egală. În ce privește obținerea siropului din sorg zaharat, în Moldova deja a fost testată metoda dată. Noi am obținut în linia tehnologică la uzinile de conserve sirop alimentar. Noi am ajuns la 10 tone de sirop alimentar de pe un hectar. Alți hibrizi ai acestei plante ne oferă și alte oportunități în plan alimentar. Sorizul, care a fost obținut pe acest lot experimental, deja este cultivat în unele gospodării. Se dovedește că din acesta pot fi obținute produse alimentare pentru persoanele care suferă de diabet zaharat, boala celiacă, obezitate, ori au intoleranță la gluten. Noi am reușit să obținem o plantă nouă care are bobul orezului. Nu-i diferență între crupa obținută din orez ori din planta noastră. Crupile din soriz nu obține gluten și foarte folositor pentru copii. Actualmente la noi se produce crupa din acest bob și mulți se exportează chiar în România. Sorizul poate fi gătit la fel ca orezul. Din boabele de sorg putem prepara pilaf simplu sau cu legume, diverse budinci, popcorn și totodată ele pot fi adăugate în tocane, supe sau ciorbe. Mai pot fi obținute crupele de griș, iar făina din soriz poate fi adăugată și în pâine, oferindu-i acestea alte calități fără a utiliza produse chimice. Se poate de adăugat până la 30% în pâine și atunci pâinea tăiată nu se usucă. Mai mult decât atât, boabele pot fi utilizate drept hrană pentru animale și păsări. Ultimele studii arată rezultate surprinzătoare. Mulți fermieri au hrănit găinile și au ajuns la concluzia că
dacă de hrănit cu acest abob, găinile anul împrejur, în fiecare zi, să ouă. Acest hibrid de sorg a fost creat prin încrucișare cu iarba de Sudan și poate fi folosit în calitate de masă furajeră pentru animale, mai ales în partea de sud a țării, unde efectele secetei sunt mai pronunțate. Aici ia treia coasă. În prima coasă noi am obținut undeva 24-26 de tone, la a doilea coasă 30 de tone și acum, după cum vedeți, aici până la îngheț, noi putem să paștim oile, colnutele și așa mai departe. Din păcate, rezultatele cercetărilor savanților din țara noastră au fost puțin cunoscute publicului larg și, în plus, niciodată n-a existat o conlucrare între oamenii de știință, ministere și antreprenori, susține Gheorghe Morarum. Iar din acest motiv, fermierii, până în ziua de astăzi, ezită să experimenteze chiar și pe suprafețe mici de teren sorgul zahărat. Noi propunem uneori prin telefoane, trimitem prin fax, dar cu părere de rău nu-i nicio reacție. Direcțiile agricole nu se interesează de cercetările lucrătorilor științifici. Interlocutorul nostru de-a lungul anilor a reușit să obțină din această cultură cerealieră mai mulți hibrizi. La cei 88 de ani, Gheorghe Moraru speră că totuși într-un final fermierii din țară, dar și populația va înțelege că sorgul zahărat trebuie readus pe câmpurile agricole. Și cercetătorii din România în ultima perioadă vin cu aceleași argumente, iar în publicațiile de specialitate de acolo apar tot mai multe articole despre avantajele acestei culturi în calitate de plantă energetică, furajeră și alimentară. De notat că peste hotare, sorgul mai este utilizat pentru a obține de el vopsele naturale, dar și produse cosmetologice.